numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. După Sfântul care v-a chemat, fiți și voi înși vă sfinți în toată petrecerea vieții voastre. Prima epistolă a Sfântului Apostol Petru, capitolul 1, versetul 15. Preacucernice Părinte, Președinte al Senatului, Preacucernice Părinte Decan, Preacucernice Părinte Director, Preacuvioși și Preacucernici Părinți Profesori, Preacuvioși și Preacucernici Părinți, Domnilor Profesori, onorate oficialități, dragi teologi, iubiți frați și surori. Cuvântul din această zi de mare sărbătoare pentru școlile teologice l-aș intitula Sfinții trei ierarhi, modele de sfințenie pentru toți creștinii în general și pentru teologi în special. Ați auzit care este exigența Sfântului Apostol Petru? Ne cheamă pe toți la sfințenie. După Sfântul care v-a chemat, adică după Domnul Hristos, fiți și voi toți sfinți în petrecerea vieții voastre. Suntem de la botez, de fapt, sfinți. Așa afirmă Sfântul Apostol Pavel. Dar, de la botez, cetățeni fiind ai Împărăției lui Dumnezeu și sfinți de drept, trebuie să devenim sfinți de fapt. Viața noastră să consune cu această mare demnitate pe care Domnul Hristos ne-a dat-o nouă. Zice tot Sfântul Pavel, referitor la botez, cât în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Și atunci, părându-ni se nouă greu a ajunge la această stare de sfințenie, iată că Biserica ne pune în față oameni care au reușit să ajungă la această stare. Mitropolitul de pioasă memorie, Nicolae Mladin, fiind un mare teolog de morală, deosebea atunci când era vorba de sfințenie, două aspecte ale acestui deziderat și zicea el, este o sfințenie sacramentală pe care o primim toți la botez și este o sfințenie morală la care trebuie să ajungem. E un dat și e o țintă. Prin Sfintele Taine, de drept, suntem toți sfinți, devenim mădulare a Domnului Hristos și avem perspectiva moștenirii vieții veșnice. Ne naștem din nou prin botez, suntem pecetluiți cu Sfântul Mir, suntem nutriți o viață întreagă cu Sfânta Euharistie, acesta este darul cerului, însă noi, așa cum se spune în teologie, trebuie să conlucrăm cu el, să fie o sinergie între ceea ce ne dă de sus Dumnezeu și efortul nostru de jos. Și în acest sens, vorbind de sfințenia sacramentală și sfințenia morală, fără să folosească aceste noțiuni pe care le-au alcătuit teologii mai târziu, Sfântul Petru, în a doua sa epistolă de data
data aceasta, ne îndeamnă să adăugăm și noi ceea ce stă din noi la sfințirea vieții noastre, pentru a ajunge la sfințenia morală, la sfințenia duhovnicească, care, efectiv, arată că facem parte din Împărăția lui Dumnezeu, că suntem creștini, nu numai cu numele, ci cu faptele. Și iată ce zice Sfântul Petru. Începând cu versetul 5. Pentru aceasta, puneți și din partea voastră toată sârguința și adăugați la credința voastră fapta bună, iar la fapta bună cunoștința, la cunoștință înfrânarea, la înfrânare răbdarea, la răbdare evlavia, la evlavie iubirea frățească, la iubirea frățească dragostea, căci dacă aceste lucruri sunt în voi și toți sporesc, ele nu vă vor lăsa nici trândar, nici fără roade, în cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, atingerea acestui deziderat a sfințeniei morale este posibilă. Și am zis că suntem tentați să socotim o țintă prea grea, dar, concret, astăzi, Sfinții trei ierarhi ne demonstrează că lucrul acesta poate fi atins. Sigur că modelul absolut de sfințenie este Domnul nostru Iisus Hristos. Așa subliniază cu harul pe care i l-a dat Dumnezeu cel ce l-am pomenit, Mitropolitul Nicolae Mladen, zice așa: Iisus Hristos este binele absolut, este sfințenia însăși înomenită. Sfințenia în creștinism nu este o noțiune fără conținut, un ideal vag și abstract, sau împlinirea unor legi și porunci impersonale. Ea este persoana divino-umană a lui Iisus. Ea ni se revelează în făptura omenească a lui Hristos, în cuvintele, în faptele, în viața Lui. Ea ne întâmpină în mod concret sub chipul unui frate al nostru, sub chipul unui om asemenea nouă. Doar că omul acesta n-are nici o umbră de păcat. El este sfințenia absolută. Călcând pe urmele Lui, Sfinții ne-au demonstrat că putem ajunge la acest deziderat de care vorbim astăzi, la sfințirea vieții noastre. Iată ce zice unul dintre ei, Sfântul Pavel, în prima epistolă către Corinteni, capitolul 11, versetul 1. Fiți următori ai mei, precum eu sunt al lui Hristos. Fiți următori ai mei, eu mi-am sfințit viața urmându-L pe Hristos, urmați-mi și voi mie și veți deveni și voi sfinți. În pericopa ce s-a citit astăzi, în apostolul de astăzi, tot Sfântul Pavel ne îndeamnă să privim la înaintașii noștri, să privim la cei trei erați. Și zice el, băgând bine de seamă cum și-au trăit viața urmațiile credința, pentru că Hristos ieri și azi în veci este același, este modelul absolut și nu numai că este modelul absolut, ci ne revarsă în biserică torente de har care ne ajută să ne sfințim viața, dacă și noi conlucrăm cu partea noastră. Pune și din partea voastră tot efortul, la credință adăugați faptele bune și toate celelalte pe care le-a pomenit Sfântul Apostol Petru. Ziceam că cei trei ierarhi, pentru toți creștinii, dar în mod special pentru teologi, sunt modele de sfințe. Și în celebrările de astăzi, imnograful zice așa,
Cine este vrednic să-și deschidă buzele și să-și miște limba spre drauda celor ce suflă foc prin puterea cuvântului și a Duhului? Însă atâta voi cuteza a zice că toată firea omenească au covârșit-o cei trei cu darurile cele multe și mari, și cu lucrarea, și cu cugetarea adâncă la cele duhovnicești, prin ele întrec pe cei ce strălucesc în amândouă. Pentru aceasta, de mari daruri i-ai învrednicit pe aceștia, ca pe niște slujbi credincioase ale tale, unule, ce preamărești pe sfinții tăi. Sărbătoarea celor trei s-a fixat pe vremea lui Alexie Comnen. Atunci, în viacul al XI-lea, era dispută între credincioși. Unii îl venerau în mod absolut pe Sfântul Vasile, alții pe Sfântul Ioan, alții pe Sfântul Grigore. Și spune Sinaxarul că ei toți trei i s-au arătat lui Ioan, episcopul Efhaitelor, și i-au zis: noi în cer, lângă Hristos, una suntem, niciunul nu e mai mare ca celălalt. De ce să se facă pricină dezminteală între creștini din cauza noastră? Fixează o zi de sărbătoare în care să fim pomeniți toți odată. Și s-a fixat ziua de 30 ianuarie, când îi pomenim pe Sfinții Ierarhi Vasile, Grigore și Ioan. Acum, mai târziu, în 1930, convocându-se un congres al facultăților de teologie la Atena, s-a luat hotărârea ca această sărbătoare să fie celebrată de toate școlile teologice ortodoxe din lume ca sărbătoare patronală, pentru că cei trei sunt oameni reprezentativi pentru învățământul teologic. Dacă ar fi să folosim o metaforă, alcătuiesc un tot. Sfântul Grigorie este mintea care gândește, Sfântul Vasile este mâna care lucrează și Sfântul Ioan Gură de Aur, gura care propovăduiește cu putere multă. Din fiecare am ales câte o frază care ne convinge că cei trei merită admirația noastră și nu numai, ci efectiv efortul de a le urma pilda, pentru că ei au urmat pilda apostolilor, iar apostolii pilda Domnului nostru Iisus Hristos. Sfântul Grigorie le zice teologilor așa: dacă ești teolog, roagă-te, și numai dacă te rogi, ești teolog. Iar nouă tuturor ne zice: pentru ce nu admirăm iubirea frățească, iubirea conjugală, fecioria, grija de săraci? Pentru ce nu iubim salmodierea, privegherea în toată noaptea, lacrimile? Pentru ce nu supunem trupul nostru postului? Pentru ce nu ieșim spre Dumnezeu prin rugăciune? Sfântul Vasile cel Mare, tot adresându-se tinerilor, zic eu astăzi, tinerilor noștri teologi, le aduce aminte de bărbații vestiți de odinioară și le zice așa: când se vorbește de faptele sau cuvintele bărbaților buni, să iubiți și să imitați și mai ales să încercați să fiți niște oameni ca aceia. Și a făcut o comparație care rămâne celebră. Tânărul studios este ca o albină ce culege din flori nectarul de mare preț al învățăturii. Citez: trebuie deși voi
să citiți scrierile autorilor profane așa cum fac albinele acelea. Nici nu se duc fără o alegere la toate florile, nici nu încearcă să aducă tot ce găsesc în florile pe care se așadă, ci iau cât le trebuie pentru lucrul lor. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur, vorbind despre prietenia care e la ea acasă când e vorba de tine, e normală. Zice așa, vederea unui prieten pune inima în sărbătoare și o înflorește. Te lege el cu un lanț care îți umple sufletul de o fericire nespusă. Chiar numai aducerea lui aminte dă arbi gândului și înaltă. Grăiesc despre prietenii buni, care-s cu tot sufletul pentru prietenilor și lezne s-ar învăța să moară pentru ei. Și știind câtă admirație avea Sfântul Ioan Gură de Aur pentru Sfântul Apostol Pavel, nu relata ucenicului că într-o zi vorbea în chilie cu cineva și și-a pus ochiul la gaura cheii și n-a văzut pe nimeni, vorbea cu Sfântul Apostol Pavel care îi deslușea scripturile. Ei, Sfântul Ioan Gură de Aur, iubitorul Sfântului Pavel, le zice astăzi tinerilor noștri studioși și la urma urmei tuturor tinerilor din România, poate și din lume, în epistola către Filipeni, în capitolul 2, versetul 15. Să fiți fără de prihană și curați, fie ai lui Dumnezeu neîntinat în mijlocul unui neam rău și stricat, întru care să străluciți ca niște luminători în lume. Acest cuvânt am dorit să-l pună teologii noștri la suflet. Pentru că și pericopa evanghelică de astăzi spune acest lucru important. Ne zice Mântuitorul, așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzând faptele voastre cele bune, să preamărească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Celor trei care au călcat pe urmele apostolilor, iar aceștia pe urmele Domnului, să le fim și noi următori în sfințenie și să le zice ca cei ce a fost întocmai la obicei cu apostolii și lumii învățători, rugați-vă stăpânului tuturor să dăruiască pace lumii și sufletelor noastre mare milă. Amin.